Având în vedere valul de caniculă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova le reamintesc angajaților măsurile pe care trebuie să le ia în perioadele cu temperaturi ridicate. Pentru situații în care temperaturile cresc peste 37 de grade sau corelate cu condiții de umiditate, se creează condiții proprii de lucru, angajatorii au obligația respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Potrivit legislației în vigoare, sunt două categorii de măsuri care se impun pe timp de caniculă. Unele sunt pentru ameliorarea condițiilor de muncă, iar altele pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor. Pentru ameliorarea condițiilor, se poate trece la reducerea intensității și ritmului activității fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus. Pentru menținerea stării de sănătate sunt cele mai mediatizate sau cunoscute, asigurarea apei minerale adecvate în cantitate de 2 litri de persoană pe zi, asigurarea de echipament individual de protecție specific pentru protecția împotriva temperaturilor înalte, acolo unde se impune, și asigurarea de dușuri. Aceste măsuri trebuie luate în special pentru angajații care lucrează în aer liber, cum ar fi cei din domeniul construcțiilor și agricultură.